there. Ladies and gentlemen, during this performance, please turn off. Concurenta cu numărul 1, Cimboieșu Bianca, și concurenta cu numărul 2, Netedu, Ana Georgiana. Concurenta cu numărul 3, Angela Vinea, și concurenta cu Turcu Alestea, și concurenta cu numărul 6, Tămoc Mădălina.
condamnată și cea tânără frumoasă cu ochi din genă. Călare eu am venit, pe calul cel mai vestit. Și grabă mi-am luat, cămașii în de-am tras și el șarpa colorată cu ciocatea asortată. Iar cu părăria în vânt, am venit să vă încânt, să vă încânt, să vă uimesc, misul eu să-l cuceresc. Jurul de mă va vota, eu în voi să voi ghida. Aplauze pentru Bianca! Concurenta cu numărul 2, netedul Ana Georgiana. Bună seara, mă numesc Ana Georgiana. Pentru mine și pentru voi va fi o emoție în tot. Nu mă voi lăsa învinsă, deoarece sunt și eu optimistă. Voi, când sunteți aici, mă simt ca un ligurici. Voi sclipi aici pe scenă cu emoția eternă. Galeria va fi auzită și de concurentă. Este bine mereu să ai prieteni la greu. Aplauze pentru Georgiana. Concurenta cu numărul 3, Angel Lavinia. După faimă și mulți bani. Am hobby-urile mele de a cânta și a dansa și sper să vă impresionez plăcut cu vocea mea. Am făcut un mare pas și am ajuns la Petru Pony, fete și băieți frumoși în orice colț al școlii. Și la Miss am concurență, dar eu știu că nu au șansă, sunt mai bună și fac față. Cu pistolul în buzunar, ca un șerif apar și concurentele dispar. Și cu pălăria de cowboy voi câștiga acest război. Concurenta cu numărul 5, Turcu Alesia. Bună seara, fete și băieți! Am venit aici ca să mă vedeți. Mi se spune ales viitoare Miss. Îmi place să râd și să mă distrez și cu cei din jur să colaborez. Despre concurenții, ce aș putea să spun? Drumul către mami este cel mai bun. Hai și țin față să vă văd splendoarea. Să aveți grijă să nu se ia culoarea. Nu aveți nici stil, nici talent și nici clasă. Însă pentru astăzi vă mai dau o șansă. Am și eu o vorbă, v-am pupat din mers. Și la toate astăzi vă doresc succes! Concurenta cu numărul 6, de Moc Madalina. Giovanna Maddalena. Încep această strofă prin a spune că sunt mândră și că în această seară noroc o să-mi surâdă. Mă simt o persoană delicată și frumoasă, o fetiță are mama, drăgălașă și prietenoasă. Maddalena mă numește și apar în peisaj, pare neobișnuit, dar sunt un medis evraș. Misul vreau să-l câștig, liceul trebuie să reprezint. Recunosc că am adversare una și una, dar cu mare ușurință, eu le pot închide gura. Nu mă tem de ele, nu mă sperie cu nimic. Susținătorii mei îmi dau dreptate pentru că știu ceea ce zic.
fete! Daniela Grigoriu și Radu Bojanț, ce ne vor încânta auză cu câteva melodii. Să îi primim cu aplauze! You keep saying you got something for me, something that you call love, but confess, you've been a mess. All over you. Now what he knows you ain't had.
Thank you.
vine să-i spuneți un număr de stand-up comedy. Să o primim cu aplauzele dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Mamă, dar mulți mai sunteți, frate, nu și la vot n-ați fost atenția. Bună seara! Numele meu este Elizabeth, cu TH. Și o să încerc să fac în seara asta ceva ce în mod obișnuit doar bărbații fac. Și mă refer doar la stand-up comedy. Nu vă mai gândiți mă la prostii, mă. Sunteți la școală aici, de profesor ce mai faceți. Ok, țin să menționez încă de la început. Băi, nu aruncați cu roșii, băi, fraților. Le păstrați, faceți o mâncare, chemați prietenul, prietena acasă, arătați că știți la fel de bine să gătiți pe cât știți să vă pensați. Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Și cine se uită la televizor a văzut și atenționarea aia. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic 2 litri de lichide. Și acea atenționare a fost singura care a fost ascultată. Singura atenționare care a fost ascultată. Pentru că cârciumile erau pline, frate. Și se dădea cu vin, cu bere, cu țigă. Bă, nu conta lichid să fie, înțelegi? Și dacă beai mai mult de 2 litri, erai mai sănătos. Și în timp ce mergeai acasă și îți numărai cu cuiele de pe cap să vezi cât stâlpi mai ai până să ajungi în fața porții, o vezi în pragul ușii pe nevastă ta, cu făcălețul în mână. Și realizezi, te izbește cuvântul adevăr, cum că în casă nu miroase nici a plăcinte și nici a gogoși. Și pentru a nu știu câta oară ți-o iei urât de la nevastă, frate. Și în momentul ăla ea conștientizează că tu nu ai nicio apărare în fața ei, știi? Și spun, în gândul ei, tu ai fi încercat să o bați. N-ai nicio putere în momentul ăla, poate să te bată și un copil de clasa a patra. Și ea conștientizează lucrul ăsta și spune că bă, hai să luăm un pic la mișto. Și te trezești când spune, te-ai întrebat până la cârciumă, ce ai să spui când vii acasă? Dragă, zic, nu m-am întrebat, dar mă duc înapoi, mă întreb și vreau acasă că am întrebat. Ea zice, ce zic mă vecinii care te văd acasă că vii la ora asta? Zic, vine mă nevastă. Vecinii mă iubesc atât de mult, de nu-i prinde somnul până nu mă văd noaptea înapoi acasă. Tema balului, tema balului, pentru că noi avem și o temă în anul ăsta. Tema balului bobocilor este vestul sălbatic. Și eu consider că nu există o temă mai bună pentru un asemenea eveniment. Pentru că în momentul în care spui vestul sălbatic, spui România. În momentul în care spui vestul sălbatic, spui pur și simplu România. Și ce mod mai bun de a observa cursul vieții ar putea exista dacă nu pe Facebook? Și noi facem parte din epoca facebookistă, doamna profesoară Mihoc, știu că cuvântul nu există în dex fără 3. Știu că am ciulit azi de la test, a fost în scopuri caritabile. Oricum, pe Facebook vedem orice am putea să ne imaginăm și să nu ne imaginăm, pentru că orice vedem ne șochează acolo. Fiecare fată are poza aia tipică pe care orice fată o are în baie. Știți? Momentul ăla când îți faci poza aia tâmpită în baie în oglindă și în spate se vede faianța murdară de mucegai, closetul și prosopul care este murdar de negru este de la vopseaua de păr. Iar băieții au poza aia tipică care nu poți să-ți dai seama ce vor ei să spună din atitudinea aia. Nu poți să-ți dai seama. El vrea să te bată sau să te invite la un suc? Sau ambele? Știi? Și rămâi așa într-un șoc total. Oare, băi, ce-o fi? La fetele astea de pe Facebook am observat o altă chestie. Criza asta de colanți. Băi, cred că nu există o fată în sala asta care să n-aibă pe puțin 5 perechi de colanți. Așa-i? Mă, și când ești pe stradă, ai impresia că totul se mișcă. Se mișcă. E de la celulita aia, mă, care oricâte produse ai folosit, nu poți să scapi de ea! Sau, acum am văzut că a apărut mai recent colația colorat, știi?
Și tu spui nu, e de fapt unul meu. Și să nu uităm că tot veni vorba de școală, garderoba pe care o purtăm. Fetele au tipicul ăsta, colanți, bluze mulate și să nu uităm de sacul de cartofi. Eu am realizat că sunt cam singura care poartă ghiozdan. Pentru că este fashion, fată, să ai sacul ăla de cartofi. Și sacul ăla de cartofi poți găsi orice. Orice, orice poți să găsești. Și realizezi că te uiți în geanta unei femei printre farfur și rimelul și oh my god, ăla-i blush? Nu te prinde culoarea aia. Realizezi prin toate chestiile alea că găsești și nelipsitul catalog Avon. Voi cu cine faceți Avon? Sau de la Oriflame, bineînțeles. Și eu, câți avem reprezentanți Avon sau Oriflame în sală? Mâna sus. Eu propun pentru fetele astea și, și băieți, băi frate, tu n-ai viață socială. Propun pentru fetele astea și pentru tine, îmi pare rău pentru tine, sincer. Propun să le spună celor de la, de la firma asta, Avon, să scrie pe spatele catalogului cu litere. Mi-am amintit că tot veni vorba de vestul sălbatic, mi-am amintit o fată de la școală, care trebuie să vă spun, asta e inimaginabilă. Cred că așa se spune, doamna, mi-e vorbit pe aici, nu? Oricum, era un moment dat, eram în pauză și era un grup de băieți, așa, la colț, acolo unde se fumează și toți profesorii sunt, bă, dați-vă mai încolo, nu mai fumați acolo. Oricum erau acolo și realizez că unul din ei avea două ceasuri la o mână. Și mă, bineînțeles, era foarte ocupat, hand click room, o cafea cu puțin lapte, un pic de zahăr. Și mă duc la el și spun, prietene, nu te supăra, cât e ceasul? La care el scoate iPhone-ul din buzunar și spune, e și fix? Îi zic, bine, prietene, îi zic, bine, prietene, dar de ce îmi spui cât e ceasul de pe iPhone dacă ai două ceasuri? Pentru că e la modă, nu l-ai văzut pe bote? Da, și să știți că are dreptate, pentru că eu aici stând și uitându-mă prin sală, am impresia că văd pe Alexandra Stan, Conectări, Alex Velea, pentru că spiritul de turmă la noi este ceva specific românesc. De exemplu, dacă Lady Gaga poartă un accesoriat o azi, toți pe EMAG, pe tocmai.ro, intrăm, toți cumpărăm, nu contează cât costă, trebuie să fim așa în fata. Ok, păi... faza asta cu... pe mine mă mai nemulțumește o chestie. Femeile astea în vârstă, pe voi nu vă enervează. Majoritatea probabil sunteți navetiști, nu? Da. Lasă-mă, nu, lasă-mă. Băi, nu ți-e rușine, mă, acum. Lasă, că toți suntem de la țară. Oricum, le știți... Că nu mai lucrăm frumoasă. Și când vă gândiți că trebuie să-l plătesc pentru asta. Oricum, le știți, mă, pe femeile alea? Continuăm concursul cu Florian Dudan și invităm în scenă perechea cu numărul 5, Alesia și Emanuel. Aplauze! Perechea cu numărul 6, Mădălina și Teodor. Perechea cu numărul 7, Emanuela și Denis. Mădălina și Răzvan. Yeah.
următoarea probă, invităm alături de noi pe colegii din trupa de teatru al liceului, Patrus Beșleagă, Cosim Bilboc, Cristian Boca, Răzvan Iacob, care ne-au pregătit un moment special. Mulțumim domnului informaticianu Ian Ostată pentru crearea colajului audio pentru acest moment artistic. Le primim cu aplauze! Bună seara și bine m-am găsit, dragii mei! Cineva spera că am rămas fără idei? Problemă au bărbații. După câte o zi de lucru, domne, ce-i mai adic rumazul la câte un bărbat după ceva beutură. Orice lucru. Poate alcool, poate rom, rasistule, poate tuică, poate vin, poate pipi de rechin. Da, și tati, nu este de acum să rămân încă un biscuit, domnule. O să te vin biscuit. Alcoolic anonim. Ei, mă distrez cu vârteu. Yeah.
a face puding, puding cu pepte. Oh!
dată să gustăm împreună din diversitatea aptitudinilor cu care natura le-a înțestrat pe concurentele noastre. Concurenta cu numărul 1, Bianca Cimpoieșu, care ne va încânta cu un dans oriental. Să o primim cu aplauze! Gloria Gaynor cu o apariție spectaculoasă aici pe scena noastră. Să o primim cu aplauze pe netezul Ana Georgiana!
Listen, Angel Design Roman, Asociația Ecolearning, Școala de Șofer și Magazinul de Piese Auto Eurokiss, Sarai, Organizația Petele Roman, Ozer Golden Sports Center, doamna profesor Ela Soderică, Video Stil, Dragon Gym, Avon, Oriflame, My Voice News Roman și Copy Center. Mulțumim! Acum o invităm pe concurenta cu numărul 3, Lavinia Angel, care ne va prezenta un moment umoristic. Să o primim cu aplauze! Este un deseară lăpășită, de nașpanovină.
little Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Gina's what I see. Ci vine pare că ai o teapă. Ci vine pare că ai pierdut. Că toate mele te-au uitat la apă. Că nu mai ai nimic din tot ce ai avut. Oh.
Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, con certo calma, sonata di vento.
care ne-a pregătit o scenetă. Să o primim cu aplauze! Hai, mai spune. Cine? Cu un șarpe. Un șarpe? Da. Dar când ai s-a dormit în urmă? Păi cum? Că am dormit după masă. Da? Și acum ce faci? Eu bine. Tu? Bun. Perfect. Eu mă gândesc la noi doi. Dar nu te este gândești numai la tine și bine să mă las pe loc? Costică, da. Știi ce plăcere îmi face să te văd cu dorm tu așa liniștit? Dar nu mai bine să mă lasă dorm ca să ai plăcere și mai mare. Dorm. Costică! Ce e femeia cu Dumnezeu? Te-ai și tu fii de părat. Bun. Dar dacă te-ar spula cineva noaptea și te-ar trimite să-mi aduci ceva, te duce? Da. Unde? Undeva unde se dorm. Dorm, 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 nu știi. Costică, da. Eu aș citi câteva pagini dacă nu te deranjează. Nu, citești unde nu deranjează. Nu, că dacă te deranjează, eu nu citesc. Nu, citești unde nu deranjează. Bă, Costică, dar cartea asta eu n-am mai citit-o? Ba, da, ai citit. Eu alta n-am. Aici. Costică, dar atâta te mai întreb. Care-i mai mare, contele sau vicontele? Da. Da. Dar de ce m-a lăsat pe mine, Edi? Pentru că nu o lăsa să doarmă. Dragă, dă-i ora două noapte, lasă-mă să dorm, ți-e rog eu. Ce e două, bă, Costică, că e trei? Cât e? Trei. Oh. Costică? Ce femeia? Oare cum dorm ca ai în picioare? Eu, dorm, uite, dorm. Dar tu îți dai seama că bezele dorm într-un picior? Săraci. Tu ai putea să dormi în picioare? Eu nu pot nici pica, nu vezi? Tu să dormi într-un vas și într-un vas, ai putea? Dacă m-ai lăsat, aș putea. Eu n-aș putea. Adică să stai așa și să n-ai cu cine să schimbi eu vorb în timp ce dormi. Dragă, dă ora 3, lasă-mă să dorm, te rog eu, lasă-mă să dorm. Ce trebuie, bă, Costică, că e 4? E 4? Da. Dar pot să dăm liniștit, că descol eu la 5. Costică, Costică, ce te speri, dragă, așa că eu sunt. Știi că ai divorțat Stelică? Aia nu-i. Pe cum și știi că... Ciobanu Mădălina, care ne va interpreta o melodie. Să o ascultăm!
Da, da, e noiembrie.
Vem, 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 vem
se face când te vreau atât de mult, încât aș da orice acum doar glasul tău să-l ascult. Și vreau să știi că într-o zi soarele va izări întind și pe strada noastră când ne vom întâlni. Și vin acale pe drumul vieții tale, că fără tine mă simt ca la închisoare. Și mi se pare că nu mi-a vrea să ne separe, dar toate se întâmplă cu scop, nimeni nu-i dat întâmplare. Vin, vin, când cu tine-a mie oară, vin, vin, și voi veni și astăzi seară. Vin, vin, te rog, nu mă lăsa pe afară. Vin, vin, doar o secundă ne separă. Special pentru cei prezenți. O invităm în continuare pe doamna director Ivan Ciarjana să facă extragere. Domnișoara Bartic Mădălina. Emanuela Danza, alla fine.
piese auto Eurochin. Sarai. Organizația Fetele Român. Doamna profesoară Ela Tudelică. Ozer Golden Sports Center. Avon. Dragon Gym. Oriflame. My Boys News Roman. Și Copy Center. Mulțumim! În timp ce jurul va delibera, invităm pe Cosmin Emandi să ne cânte cu ritmul de beatbox. Aplauze! Galeria pentru concurenta cu numărul 2.
participantă îi dăm o Madalina. Thank you.